Salutare, păpușică! Astăzi te învăț cum să faci machiajul acesta inspirat în personajul din League of Legends. Așa, în caz că nu știi despre ce e vorba, este un joc online care e super tare și prin care eu mai mult sau mai puțin îmi descarc nervii. Încep prin a aplica un fond de ten cu un grad ridicat de acoperire, ok? Fac asta pentru a avea o față uniformă și pentru a avea aceeași culoare pe toată fața. Mai mult sau mai puțin. După aceea, cu un bronzant vreau să redefin forma. Știm foarte bine că nu avem aceeași culoare pe toată fața și cum eu am fața destul de ovalată și vreau să o fac într-o formă un pic mai triangulară, ce fac este să aplic acest bronzant în forme de triunghi în partea inferioară a feței și un pic în partea frunții. După aceea, pentru întreaga ploapă, ca o bază, vom aplica un fard de culoare albă. Pentru a redefini o forma ochiului, începe a aplica un far de culoare roz. Poate fi sidefat, poate fi un pic lucios sau mat, nu prea contează cum ai, atâta timp cât încerci să nu aplici pe toată ploapa. Vrei mai mult pe ploapa inferioară, pe ploapa mobilă. După aceea, cu un gri, vrei să redefini un pic mai mult conturul ochiului și îți recomand să încerci să-l faci un pic mai lung. Nu vrei să faci ochii tăi să pară prea rotunzi sau prea mari. În cazul de față, vrei să-ți faci ochii să pară lunguieți. Culorii recomand griuri, albastru sau vreo nuanță deschisă sau medie de mop. După aceea, cu o culoare ciocolatie, vrei să înjosești un pic capul și nu trebuie decât să urmezi unghiul ploapei inferioare pentru a obține o dunguliță sau o liniuță perfectă și asta o să te ajute și să îți aplici linerul lichid mai târziu. Îți va da un efect de ochi de pisică, un ochi mai lunguieț, nu așa mare. Este ceea ce vrem să obținem pentru acest machiaj. Ashe are ochii lunguieți, dar nu prea mari, nu sunt un fel de ochi manga, așa că pentru asta decid să-mi pun un creion pe partea ochiului lichid, partea interioară a ploapei inferioare. După aceea, cu un liner lichid, vreau să redefinesc un pic ochiul și asta îl obțin prin a-mi desena un catline, ok? Și ce vreau să fac este să exagerez destul de mult lungimea ochiului, ok? Nu vreau să-i fac ochii prea mari, prea rotunzi, vreau tot timpul să fie mai lunguieți. După aceea, în centrul ochiului, pentru a da un pic mai mult de definiție, un efect 3D, voi aplica un pic de luciu alb sau un pic de sclipici. Și cam atât a fost tot, nu ai decât să stai cu un rimel. După aceea, pentru buze, vom folosi un stil de buze pin-up, ok? Sunt buze foarte definite, sunt buze fără prea mult luciu, o culoare mată. Și pentru a defini buzele tale foarte bine, vrei să începi prin a desena un X pe partea superioară a buzei și după aceea pur și simplu conectezi cu virgulă colțurile buzei tale. Odată ce ți-ai conturat buzele, nu ai decât să aplici un ruj de preferință mat. Cam asta a fost tot pentru machiaj. Acum nu ai decât să-ți pui o perucă albă și să-ți iei o pălăriuță sau o agrafiară în formă de inimioară roșie și să-ți o pui în cap. Caută-ți un trandafir și începe a arunca un arc tot timpul la toată lumea. Ok, cam asta a fost tot. Sper că v-a plăcut, sper că știți despre ce vorbesc în jocul acesta. Dacă nu, căutați-l, mai ales fetele. E un joc super tare în care fetele sunt destul de acceptate. Nu uitați să-mi spuneți dacă v-a plăcut, să mă scrieți, să împărțiți cu prietenii și ne vedem în următorul video. La revedere!